Bună seara! Ne propunem și astăzi, ca de fiecare dată de altfel, să fim utili măcar prin ceva. Și când zic asta, vă propun împreună să ieșim din anonimat. Nu este neapărat nevoie să vă puneți pozele sub sticlă, să le înșirați pe garduri și în vitrinele chioșcurilor de ziare. Vrem cu toatele să fim vedete. Starletele au invadat scena autohtonă, VIP-urile, microfoanele și obiectivele camerelor de luat vedere, iar cei care au mai puțin noroc încearcă și ei barem să facă scandal, să dea de lucru la alții ca să ajungă astfel în vizorul nostru. Să nu credeți că vorbesc din invidie și nici din răutate, pur și simplu nu mai înțeleg ce înseamnă personalitatea Republica Moldova. Așa că, dragii mei, haideți să cernem împreună sita prezentului. Într-un cuvânt, vreau în seara asta să mă lămuresc pe mine, iar dacă dă Dumnezeu și pe dumneavoastră, ce înseamnă personalitatea în Republica Moldova, de unde s-a luat și cât rezistă în spațiu și, de cealaltă parte a baricadei, ce înseamnă noțiunea de VIP și cine o clădește cu lopățica din nisip. O invit la discuție pe expertul național în strategii de comunicare și redactorul șef al unei reviste economice, doamna Ludmila Andronic. Bună seara, doamna Andronic! Bună seara! Vreau să-mi spuneți din capul locului, e o diferență între personalitate și VIP aici acasă? Este o diferență și nu numai aici acasă, este în toată lumea. Cred că avem mai multe de discutat, așa că nu o să stăm în picioare. Vă invit să treceți, luați loc pe canapea. Mulțumesc mult! Suntem acasă la creator Iurie Bosch. Sper să ne simțim bine împreună și în seara asta, demonstrându-ne nouă înșine că poate facem pași mărunți spre a deveni personalități, pentru că VIP-uri deja suntem. Odată ce apărem pe sticlă, deja ne vede lumea și cere autograf pe stradă. Dacă suntem sau nu mulțumiți de lucrul ăsta, vom vedea la sfârșitul emisiunii. Cea care urmează să vină să întregească discuția spune că în Republica Moldova avem foarte multe personalități, doar că noi ziariștii suntem leneși și nu prea mergem să-i căutăm. Pune punctul pe ei jurnalista Angela Brașoveanu. Bună seara! Cum scoatem din anonimat un om și îl facem cunoscut pentru toată lumea? Ușor. De ce este nevoie? De dorință, de capacitatea de a distinge dintre bine și rău, de capacitatea de a distinge dintre a părea și a fi și de restul. Să mergem pe canapea atunci. Angela Brașoveanu este omul care se enervează pentru că se enervează foarte greu. Dacă înainte o enerva prostia arogantă, acum a început să-i găsească și ei farmecul. Se crede un om împlinit pentru că știe să îmbine armonios viața de familie și meseria pe care o consideră mai mult un stil de viață decât un job cu orar de la oră la oră. A făcut pe parcursul anilor zeci de interviuri din care a furat impresii de viață și trăiri omenești, așternându-le pe hârtie sub formă de impresii, notițe, interviuri, destăinuiri. Crede că Moldova, dacă nu-ți mediatizezi orice oră din viața ta, te uită lumea și te transformi imediat dintr-o persoană publică într-una obișnuită, ceea ce dă rău orgoliului personal. Norocul Angelei Brașoveanu e că poate să privească dincolo de emoții și aparențe. În revista sa ajung doar oameni care au cu adevărat ce spune. Jurnalista regretă faptul când cineva i-o ia pe dinainte cu interviul, îi pare rău de întrebări ce nu au fost puse și, bineînțeles, de răspunsurile ratate. Eu voiam să știu din două fraze care e diferența dintre personalitate și VIP. Acum, după doar câteva cuvinte schimbate, îmi dau seama că mi-am complicat singură existența invitându-vă la discuție. Sper să nu mă, place, da. Sper să nu mă complic în cap și mai mult după ce se termină emisiunea și să mi se pară că personalitatea este ceva imposibil sau poate dimpotrivă ceva foarte și foarte simplu. Ați spus că discutăm pe canapea despre diferența dintre una și alta. Păi normal, era și normal să întoarcem lucrurile în felul acesta, pentru că dacă nu dăm acum un răspuns la întrebarea asta, mai putem discuta și la anul și peste un an, că VIP-uri tot vor mai fi și personalități poate dă Domnul și mai apare câte una, două. Așa că a fost o tactică special gândită. Hai atunci să începem cu VIP-urile. Ce sunt astea VIP-uri, dincolo de noțiunea de simplificare, very important person? Cum apar ele și de unde apar?
Cred că ar trebui să facem distinția. Sunt de fapt trei categorii. Sunt personalitate, VIP și vedetă. Și fiecare dintre ele are un specific aparte. Personalitatea este... Hai să facem un tabel. Hai, da, exact. Personalitatea presupune o mare calitate umană, un om care duce după sine alți oameni. Adică este cineva notoriu într-un anumit domeniu, este cineva la care se face referință într-un anumit domeniu, este cineva care este o autoritate supremă în respectivul domeniu. La capitolul VIP este foarte simplu, descifrezi noțiunea și îți dai seama, very important person, știi? Adică poate să fie cineva care ocupă un post, cineva care este mereu în vizorul cuiva, în vizorul spectatorilor, cineva care este mereu pe sticlă. Mă rog, putem să-l definim ca VIP. Dacă îmi permiți, eu aș vrea să spun că... Spun și că la capitolul vedetă, dacă să spun, vedetă presupune un rol central într-un anumit film sau o vedetă de televiziune, cineva care apare mereu pe sticlă. Uite, astea sunt definițiile foarte simple. Ca după asta să începem discuția. Eu aș mai adăuga la capitolul VIP, că de fapt aici e categoria cea mai largă, dacă vreți. Pentru fiecare, pentru fiecare domeniu și pentru fiecare tusovcă, cum mi se spune astăzi, există VIP-urile sale, da? Deci poți să fii o persoană VIP fiind constructor. Dacă te duci într-o... Așa. Deci pentru o companie de construcții, un alt om care vine din domeniu și este o personalitate în domeniu, este un VIP. Mi se pare un pic cam ciudat. Deci e very important person pentru fiecare. Deci VIP-ul de fapt nu are nimic în spațiul în care îl privim noi cu un anumit statut social general. Tu ești VIP pe felia ta. Aici nu se bate nimeni. Da, persoana top. Persoana de așa, top dintr-un anumit... Primele 5 persoane din domeniul respectiv. Da. Și ultimele 5, că le știe toată lumea. Da, ultimele 5. Primele șuți, cei mai proști și cei mai buni. Cei mai proști de obicei? Nu știu dacă există. A fost o glumă. Nu știu dacă există anumită scara prostiei. Putem să ne adâncim cât putem de mult, știi? Nu există măsuri. Dar în cazul ăsta, vis-a-vis de construcție, înseamnă că un VIP dintr-o zonă nu-l cunoaște pe un alt VIP din altă zonă. Normal. Nici măcar nu recunoaște. Mi se pare discutabilă chestia asta. Eu înțeleg VIP din zona politică, zona bomondului, zona showbiz-ului, zona, mă rog, să zicem, chiar și a chirurgiei estetice, să păi zicem așa. Păi, dar ce mai bună chirurgie estetică decât construcțiile? Ăștia construiesc case, nu sunt persoane publice, înțelegi? Ei sunt persoane publice în domeniul lor. Hai să vorbim despre noi, mass media, pentru că noi suntem vinovați de fabricarea VIP-urilor, în primul rând, indiferent dacă e din construcții sau din oricare alt domeniu. Ca să-l cunoască lumea, noi toți suntem vinovați. Bine, că o facem mai profesionist sau că o facem mai puțin profesionist, că o facem pe merite sau mai pe nu știu ce, că o facem pe pile sau o facem pe bani. Sau mai pe bani, dar până la urmă noi facem aceste VIP-uri pe care le știe toată lumea. Acum, într-adevăr, cum zici tu, a apărut o presă care oferă servicii de genul ăsta, oferă servicii de vipizare. Da, vipizare rapidă, să zicem așa. Schema este foarte simplă, apare întâi într-o rubrică de, mondenități, mai apare într-o rubrică de mondenități, la a treia apariție te numește cumva așa vedeta, nu știu ce, tralala. Sau fata care întotdeauna apare. Da, pe urmă te lansezi într-un mic scandal. Nu, hai să vorbim despre fete, dar ce băieți? Despre starletele astea ale noastre, care cântă peste tot sau din contra, apar ca și însoțitoare de mai nu știu cine, la fel de fel de petre și nu e nicio blasfemie în momentul în care vor să-și facă publicitate și plătesc pentru chestia asta. În mod normal, acum un artist nu poate să meargă înainte și nu poate să se facă popular decât dacă este prezent la televiziune, în reviste, în ziare. Și îți dai seama că o starletă nu... El are nevoie de vizibilitate. Ori în momentul în care în Republica Moldova nu există 50 de reviste consacrate evenimentelor mondene, nu există 40 de ziare la care să lucreze paparații, să te prindă, nu știu, chercheliță într-o parte, vedetele noastre nu au un spațiu de activitate. Dar asta e că ele nu prea fac ceva care să prezinte interes. Păi, mă rog, astăzi, ce trebuie să faci ca să vii în centru atenție dincolo de scandaluri de astea micuțe? Că m-am culcat cu ăla sau m-am certat cu ăla? Nu, că nu merge, la noi nu prinde treaba asta, pentru că oamenii în general în Moldova sunt un... Da, a fost paparații care n-a prins, pentru că oamenii noștri în general le place să știe numai lucruri de bine despre vedete și despre VIP-uri, pseudo-VIP-uri sau VIP-uri adevărate, lor le plac lucruri frumoase. Deci, totuși, societățile au nevoie de anumite modele. De mituri.
de mituri, de modele. Și în fond, institutul ăsta de vipuri, de personalități create, dacă vrei, nu este o chestie care ar trebui să o neglijăm totalmente. Este de fapt o fabrică de modele care vinde apoi. Da? Deci e o chestie, un instrument absolut specific societății noastre de consumatori, pentru că noi suntem încă la consumatorism. Dacă o vedetă se îmbracă așa... Noi speriam pe statută de consumatori. Nu, noi suntem consumatori deja, da? Dar prea puțin... nu prea pricepem ce consumăm, dar în general, cum vinzi mai bine o haină, da? Sau o marcă de haine? Printr-o vedetă care o îmbracă. Cum vinzi un șampon? Printr-o vedetă care a căzut părul până la chelie și apoi a crescut înapoi. Da, exact. Și, deci, lucrurile astea sunt exploatate. Da. Personajul din fotografie. Dacă să ajungi să chelieze în numele unui șampon și apoi să-ți crească părul, dai seama câți ani de muncă trebuie să pui și câți bani trebuie să investești. Eu propun să mai vină cineva la discuție care are mai puțină experiență jurnalistică. Și vreau să ne spună ea cât de greu este să convingi o adevărată personalitate să iei un interviu și cât de ușor este să iei un interviu unei starlete sau unei așa zise VIP. O cunoaștem imediat. Oxana German Roșca este colega mea de la Radio Moldova, care după câțiva ani de jurnalistică a încercat să-și creeze un cod al bunelor maniere și un limbaj al său propriu prin care încearcă să convingă personalitățile să-i acorde interviuri. Dacă este greu sau ușor acest lucru de făcut, ne va spune chiar ea, așa că o invit alături de mine pe Oxana German Roșca. Bine v-am găsit! Vreau să-mi povestești despre cel mai inteligent interviu pe care l-ai avut tu sau despre visul tău din copilărie de a face un interviu cu cineva care s-a realizat odată venit în jurnalistică. Bineînțeles că s-a realizat sau poate urmează să se realizeze, pentru că nu știi niciodată ce te așteaptă mâine sau nu știi niciodată care a fost cea mai valoroasă experiență, cea mai frumoasă experiență din viața ta. Poate ea abia urmează. O să-ți spun din experiența pe care am avut-o până în prezent, da? Vrei să-ți dau numele unei personalități neapărat? Chiar te rog, vreau să știu eu la cine visai tu odată. Dar nu am avut un vis că, uite, vreau să neapărat să abordez personalitatea aia sau cealaltă. Atâta doar că, bine, pentru un jurnalist începător este cu adevărat greu să obțină un interviu, să obțină acordul unei persoane importante să vină la emisiune, pentru că trebuie să te recomanzi din partea cuiva, să te recomanzi din partea unui coleg care s-a lansat deja și este un nume cunoscut. De aceea... De la început chiar mi-a fost tare greu, nu zic acum este foarte ușor, pentru că există lume care te refuză și nu zic că sunt prea cunoscută și nici nu vreau să fiu prea cunoscută, dacă e să spun pe bune. Mă pregăteam foarte mult când urma să merg la un interviu, mă pregăteam foarte minuțios dacă aveam să discut cu o personalitate din domeniul artei, păi atunci neapărat ascultam emisiunile care erau realizate deja din fonoteca de aur ale radioului nostru și deci îmi schițam cam ce preferințe are, cam ce realizări despre care nu auzisem eu, pentru că nu poți să le știi pe toate și asta cred că o să fii de acord cu lucrul ăsta. Și mă pregăteam foarte mult ca să nu repet întrebările care i-au fost deja adresate de către colegii care au realizat emisiuni la temă sau cu personalitatea dată sau cu persoana în cauză. Discutăm mai multe când ajungem pe canapea, ascultându-te pe tine, mă gândesc la faptul că noi jurnaliștii, dacă ne sună sau ne întâlnim pe stradă cu cel cu care am făcut interviu și ne spune mulțumesc tare mult, a fost frumos, parcă nu ne mai trebuie nici onorarul, celălalt nu ne mai trebuie să ne vadă lumea, e important că i-a plăcut persoanei în cauză, să vorbim despre vipuri și personalități sus. Are atâta inteligență și bun simț încât nu se laudă niciodată de realizările sale. Spune că e ceva normal și vine cu timpul, din experiență și din perseverență. Oxana German Roșca se simte bine doar în fața microfonului. Aici e omul descătușat, inventiv și mereu în căutare. A venit la Radio Moldova imediat după facultate, reușind foarte ușor să-și capete un loc al său în marea familie a tineretului radiofonic. A început cu bon ton sau arta comportamentului civilizat, apoi a întocmit un abecedar etic și un magazin literar artistic destinat teatrului.
A condus magazinul cultural de luni, O zi bună, de Apazon, Mărgăritare. Între timp a reușit să-și întocmească și un proiect pe plan personal, care i-a dus și primele roade. După 3 ani de stat acasă și de organizat mental fel de fel de emisiuni, mămica unei superbe fetițe, Ilinca, de 3 ani, s-a întors la vechea pasiune, radioul. Oksana German Roșca mai are atâtea de realizat și atâtea personalități cu care visează să stea de vorbă doar în prezența unui singur martor, microfonul. Ei, și dacă tot ne-am adunat toate la discuție, vreau să-mi spuneți din experiența personală cât de greu a fost să realizați interviuri cu personalități notorii, cu personalități adevărate și nu cu VIP-uri și vedete, pentru că astea sunt mult mai ușor de abordat și de obicei își creează întotdeauna timp. Atunci când vorbim de o personalitate mare, nu știu, dacă ești cineva, ți se acordă mai ușor interviul. Dacă nu prea auzi de tine sau nu știu ce, îți mai pune bețe în roace, atunci trebuie să-l convingi cumva că merită interviul. Depinde foarte mult de tipajul psihologic al omului și depinde foarte mult de felul cum se simte el în comunicare cu altcineva. Depinde ce vrea să spună. De exemplu, am avut cazuri când le-a venit mintea la cap și unor personalități și unor vedete. N-a fost, adică și el întrebam, dragile mele, era inclus microfonul. De ce voi nu v-ați autocenzurat în momentul în care ați spus? Voi mi-mi străgați interviul, pentru că țin foarte mult la detaliile astea pe care voi le-ați etalat în interviu. Da, înțelegi, eu credeam că noi vorbim ca între prieteni și din cauza asta ți-am spus atât de multe. Sau... Adică în cazul în care este inclus reportofonul și în cazul în care arde becușorul, eu chiar i-aș ruga să se mobilizeze cumva și să nu spună așa ceva este. Care ar putea pe urmă să dăuneze interviul, pentru că discuția este integră, știi? Să scoți un caz al doilea, al treilea, să scoți un citat al doilea, al treilea, de acum apare ce părțit textul și apare... Eu sunt pentru firesc, eu sunt pentru o discuție, mă rog, sincer și care se decurg în mod... Logic. Da, logic și normal. Este adevărat că ți-e mult mai interesant să discuți cu ceea ce numești tu personalități, pentru că mi-e și foarte interesant să mă pregătesc pentru aceste interviuri. Eu nu mă duc niciodată nepregătit, studiez exact tot ce au făcut, tot ce au... Și după aia, după interviu, umblu 2 zile să-i îndrăgostit așa de respectivul. Dar mi se întâmplă foarte des. E adevărat că peste 2 zile tu faci interviu cu altcineva. Și respectiva persoană probabil consideră că tu o să-ți păstrezi această semen îndrăgostire pe parcursul întregii vieți, mai fac vizite, știi, te mai privesc așa cu ochi strălucitori, dar tu deja ești în altă parte. Poate asta e defectul jurnalisticii, pentru că noi suntem aici și acum, peste 2 zile suntem în altă parte, știi? Și nu putem miza pe emoții de lungă durată. Și vreau să spun că eu am avut cazuri când am făcut un interviu, de exemplu, cu o mare personalitate, nu am să dau numele, pe care l-am crezut un înger întotdeauna. Spune despre cine. Nu pot să-mi permit chiar în calul ăsta. Dar în momentul în care am, cum să spun, am redat interviul exact așa cum a fost, în momentul în care l-am trimis omului pentru confirmare, pentru că așa este normal un interviu să îl confirme persoana cu care ai discutat, și neavând un răspuns într-un timp normal cât s-ar da pentru un interviu, am considerat că în momentul în care omul nu te contactează, înseamnă că nu are nimic de reproșat la acest interviu. Că apoi să mi se reproșeze că tonul interviului este foarte răutăcios. Am zis, ok, dar de unde e răutatea asta? Doar am scris cuvânt cu cuvânt, sorbind fiecare cuvânt, mă străduiam să nu scăp o virgulă din intonația omului. Eu nu pot fi atât de răutăcios. Păi cuvintele dumneavoastră sunt rău. Deci și personalitățile uneori sunt greu de abordat. Același text, bună ziua, poți să o citești cu intonația pe care o ai tu la moment, adică tu poți să o citești și bună ziua, și bună ziua, aha, bună ziua, știi da, ceva? Dar iată, înșiruirea adică asta de cuvinte depinde probabil el că și el avea o stare mai scris, proastă, probabil, pe urmă când a citit interviu și din cauza asta știe și reacționat în felul și ăsta. În ce ce privește starletele, cum să spun, de unde interviul, a da un interviu și a lua un interviu până la urmă este și asta o artă care se învață cu timpul. Și în momentul în care ele abia au apărut în sfera publică, chiar nu știu pentru moment cum se oferă un interviu așa ca să poți fi citat, ca să trezești interesul. Și normal că e mai greu să lucrezi cu o steluță din asta tu micuță. Știi că mie nu mi se pare asta esențial. Esențial ca tu să fii sincer și să ai ceva de spus. Adică, păi, și e și vina interlocutorului dacă el... Sincere decât
personalitățile de obicei sunt mai sincere decât starletele. Nu trata chestia asta, sunt oameni fățarnici în toate domeniile, las-o, nu, personalitățile și vedetele, nu. Este adevărat un sau lucru. Ele știu să se oamenii vândă mai noștri bine. Așteaptă să fie lustruiți, oamenii noștri așteaptă să fie înfrumusețați, așteaptă să fie descriși cum ar fi vrut ei să fie, dar nu cum sunt cu adevărat. Din cauza asta au succes revistele care povestesc niște mituri despre niște oameni care există, știi? De fapt, omul care există și omul care a apărut în revistă sunt doi oameni absolut diferiți care poate au în comun ceva care a stat la baza Photoshop-ului, poza știi? De revistă. Da, poza, nu, nici poza nu poți să zici că este reală pentru că ea este trecută prin această minune care se numește Photoshop-ul. Adică omul își face lui să ieși un cadou, uite cum aș fi vrut eu să fiu. Și consideră că ceilalți trebuie să-l aprecieze ca atare. Dar mie nu se pare că noi trebuie să le dăm cu bâta în cap pentru asta, pentru că dacă stai să urmărești revistele eu din străinătate, Jennifer Lopez adevărata și Jennifer Lopez de pe o copertă de revistă, sunt exact doi oameni diferiți. Și J-Lo ca personalitate și J-Lo ca om care oferă interviu sunt doi oameni total diferiți. Și același regretatul Michael Jackson, probabil că era absolut într-un fel dacă îl vedea acasă la bucătărie și discutai cu el și altfel într-o revistă. Deci e ceva normal. Dacă te vinzi, te vinzi cum? Eu n-am zis cu statut de acuzație, am zis cu statut de constatare că asta se întâmplă, asta se vrea. De fapt, eu am făcut interviuri, știi, când am făcut exact ca tine, știi, când am reprodus textul care l-a spus respectiva sau respectivul și spune, eu nu pot să accept acest interviu pentru că el este prea sincer, el mă arată pe mine nu știu cum, mă arată rău, mă arată nu știu cum. Sunt o naivă? Da, mă arată ca un ratat. Dar asta ți s-a întâmplat, tu asta ai povestit. Deci eu ca cititor asta parcă aș vrea să citesc eu mai mult să decât... Eu vreau să zic că în radio lucrurile stau un pic diferit asta pentru că presa e ceva, dar la radio vocea transmite exact emoțiile pe care le ai în acel moment și falsitatea imediat este recepționată de către consumator, de către ascultător care ascultă emisiunea. Dar tu ai făcut foarte mulți oameni deștepți, pentru că te duci și fonotechezi, tai și montezi. E adevărat, atunci când este vorba de o emisiune înregistrată, pentru că emisia în direct e o chestie aparte. Voi aveți norocul directului. Sincer, eu când mă vreau, îi spun, închipuiți că dai un interviu în direct. Și atunci când mergi, păi, ai grijă să curăți, să pui, să faci bine, că vezi, să nu ies cumva așa, să rămână umbră pe lângă ceea ce am spus sau să iasă un pic invers ceea ce am vrut să spun de fapt, știi? Eu consider că trebuie să găsești acea lungime de undă, să fii pe aceeași lungime de undă cu invitatul pe care îl ai în studio și de multe ori acest lucru îți reușește, dar se întâmplă și... Să mă iei pe prin altă parte, știi? Pentru că oamenii sunt foarte diferiți și nu putem generaliza că, uite, de la personalități obții un interviu mai ușor sau e mai simplu și de la un VIP mai greu și așa mai departe. Pentru că și un copac câte frunze are sunt toate foarte diferite, totul depinde de natura omului, de inteligența sa, de cei 7 ani de acasă, dacă tot ar fi să fac trimitere la bon tonul pe care l-am realizat. Foarte mult contează, apropo, modul în care primești răspunsul, da, în momentul în care adresezi invitația pentru un interviu. Pentru că am avut cazuri destul de delicate, eram la începuturi, eram primele zile în radio și venise cineva dintre, bine, personalități la colegele mele și uitându-se la mine, persoana în cauză, zice, păi dumneata, când mă inviți la un interviu? Colega mea zice, păi faceți mai întâi cunoștință, este vorba de tânăra noastră colegă, mă prezintă și persoana în cauză îmi pune întrebarea, ai auzit de mine? Îmi pare rău, din păcate, nu, sper să nu vă supărați. Și la care am primit un reproș foarte mare, să știi că m-am simțit chiar... La genunchiul broaștei. Adevărat, e ceva care nu se explică, pur și simplu. Eu am avut cazuri când o vedetă locală a intrat și mi-a bruscat secretara într-un mod foarte obraznic. Cum își permite să o întrebe cine este, pe cine se prezint, ce-i proastă și nu o recunoaște? Ori era diferența dintre Photoshop și realitate. Comportamentul real și comportamentul din interviu. Eu zic că depinde cum se poziționează omul, pentru că am văzut casă și cu scriitori și cu personalități și cu și celebra fraza lui Tim Poi care a zis
Nu e o problemă că eu nu-l cunosc pe ministrul culturii, e o problemă că el nu mă cunoaște pe mine. Și are dreptate. Și are perfecte dreptate, știi? Și în cazul radioului, eu i-am invidiat întotdeauna, pentru că am mai fost la mai multe interviuri la radio. Omul a închis microfonul și a ieșit, gata. Și nici lui dă în cap să vină să zică, ia pune-m, te rog, să văd ce am vorbit. Ce facem cu banii de reviste, dacă vorbim de reviste? Pentru că o revistă nu poate exista numai pe personalități. Așa. Are nevoie și de bani ca să existe. Foarte multe reviste câștigă bani nu din vânzări, dar din costul articolelor care se fabrică. Stai pentru că aici ele. E altceva la mijloc. Conform tuturor teoriilor de management ale presei, nicio revistă și niciun ziar nu este normal să trăiască din vânzarea de tiraj. Deci, asta e o chestie atot cunoscută. Unele au publicitate. Deci este normal dacă ca presa scrisă, tipărită, să trăiască din publicitate. Ori, într-adevăr, există persoane care sunt gata să investească în promovarea propriei sale persoane și se, în mod normal, toți se vor la reviste, pentru că acolo e color, dă bine, e frumos, revistele își fac publicitate. Da, te poziționezi. Sunt mai responsabile articolele astea, ele se cer scrise mai nu știu cum, ca eu rămână X impresionat? Da, să zic, este și o altă nuanță. Omul respectiv are un produs de promovat, omul respectiv a făcut un disc, are de făcut un concert, a lansat o carte. Respectiv, el este interesat să-și promoveze produsul. Dacă el se poziționează pe sine ca produs, mă rog, el vine și spune, da, vreau un interviu, știi? Uh-huh. În general, revistele ar trebui să trăiască din publicitate, în mod normal. Dar există și, de exemplu, perioade electorale. Cum, de ce ar trebui să publice interviuri gratuite cu actorii politici care, de fapt, vin la putere ca să facă bani, știi? De ce tu ar trebui să le oferi servicii gratuite? Dar nici nu-ți permite legea, pentru că nu te crede nimeni că ți s-a trezit brusc interesul față de această persoană. Uh-huh. Da. Doi la mână, cum să spun eu, oamenii noștri sunt maximaliști, da? Dacă a scos unul un disc, să zicem, că tot ne alinăm de sărmanii muzicieni, știi, și interpreți. Îmi pare rău, vreau să spun, și noi suntem acum răutăcioase uneori, dar nu la adresa la toată lumea, nu, suntem foarte bune acum. Suntem extrem de bune. Deci, dacă un om și-a scos un disc și vrea să-l promoveze, ori discul, să zicem, nu este unul de talie mondială, da? Ca să alegi tu după el, da? S-ar putea ca o revistă sau un ziar să vrea să scrie două fraze maxim, că uite, Cutărescu și-a scos nou său disc și îl plasează pe piață. Ori omul maximalist fiind, zice, cum eu am lucrat un an de zile la discul respectiv și mi-apar două fraze, nu, eu vreau patru pagini de revistă, frumos colorat, eu, familia, cățelul, porcelul. Și atunci, pentru aceasta, scuzați-mă, vă rog, dar nu mai poate fi considerat acest gen de interviu ca o informație, da? Este deja un produs de promovare. Da. Și asta e toată diferența. Deci noi nu avem niciun proces cultural foarte amplu ca să avem prezentări de carte săptămânal, ca să avem expoziții săptămânal. Ne-ar place și nouă să tot umblăm. Sunt, Ludmila, sunt. Dar foarte rar. Știu foarte multe canale de televiziune care nu sunt preocupate deloc de chestia asta, știi? Și poate să se zbată acolo poieți și cântăreți și nu știu ce, dar n-o să vină. La o mormântare s-ar putea să vină, știi? Dacă acolo o să fie și în cazul în care vine. Parastas după știi cum are, da, în fel de, știi, efectul bulgărului de zăpadă. Dacă vine televiziunea, vin și politicieni care se arate în cameră, sperind de pe acolo. Dacă vin policieni, vin și scriitori care ar vrea să se arate acolo, dacă vin. Și respectiv este o mormântare de toată frumusețea, știi? Deci la urmă cu o lansare de disc. Da, da. Acum am luat-o greșit cu totul. Eu propun să am o mică pauză. Poți să-ți faci un mic parastas, știi, dacă vrei așa să... Ca să vină multă lume bună, dar chem și televiziunea. Da. Eu propun să mai ascultăm pe cineva, dacă tot suntem numai doamne la discuție. Am realizat un mic interviu cu artistul plastic și directorul Muzeului de Arte, domnul Tudor Zbârnă, pe care eu cu adevărat îl consider o mare personalitate. Pretenții de personalități pot fi cei care au aporturi, rezultate deosebite într-un anumit domeniu, fie știință, artă, literatură, istorie sau altceva, sau referindu-ne la personalitățile istorice, sunt doar cei care au putut avea sau pot avea mari influențe asupra destinelor
dacă sunt în fruntea unor țări, tot felul de reviste acum apar, oameni influenți sau, sigur, acestea sunt niște idei absolut subiective, sunt idei comerciale și asta se produce numai la noi, se produce și în Occident. Sunt tot soi de dicționare ale personalităților, unde fiecare individ, sigur, se iau figuri cu un anumit palmares de realizări în anumite domenii, știință, învățământ, cultură sau alte domenii, însă se fac pe bază de achitarea unor taxe. De exemplu, este o figură absolut bizară, Becali, să-l luăm din România, care este cel mai mediatizat și văzut pe toate ecranele, pe toate posturile de televiziune. Sigur, pe lângă faptul că face niște gesturi absolut umaniste și de caritate în toate situațiile dificile în care se află anumiți oameni, prin atitudinea lui față de religie, de credință, are și aceste idei absolut ortodoxe. Însă nu putem vorbi despre o personalitate, dar iată că probabil la nivelul maselor el este considerat unul dintre oamenii de valoare. Haideți să vorbim și despre personalitățile sau vipurile cu pretenții. Acum nu fac diferență între unele și între altele, ci între oamenii care vin și pentru că au investit în propria lor imagine, vor să fie tratați ca atare. Secretara să-i întâlnească nu știu cum, cafeaua să fie cu atâta zahăr, că doar am citit undeva într-un interviu cât zahăr bea, să li se deschidă geamul nu știu de care, că nu știu ce-i mai apuc și așa mai departe. Sunt în Moldova oameni de ăștia gen Madonna, Michael Jackson, J-Lo și așa mai departe, că tot de ei vorbeam? Am întâlnit oameni cu pretenții, de absolut normal, adică și normal să reacționez normal la pretențiile lor, să nu iei prea aproape de inimă, pentru că ei așa sunt. Dacă el consideră că trebuie să bea cafeaua cu 5 lingurițe de zahăr, poftim, dar de ce nu? Dacă el vrea, nu știu, mă rog, dacă o să vrea baie de șampanie înainte de concert, s-ar putea să noi îndeplinim dorința, știi, să-i spunem, poate face acasă, știi cum... Nu, vreau dar, să spun dar că ideea moment... este să reacționezi calm și ei după asta să... Se calmează și ei și încep să coopereze și să fie prietenoși, pentru că dacă tu te stresezi și dacă tu consideri că asta e o lovitură la adresa orgoliului tău, se duce tot în aibă. Dar ție doar nu-ți trebuie lucrul ăsta. Ți trebuie să faci un interviu ca lumea, trebuie să faci un concert ca lumea, adică poți să treci peste mici, nu știu, pretenții care, mă rog, și plus la omul toate, e om, oamenii, cum să spun, în general în toată lumea există riderul. Da. Când tu nu trebuie să te duci să vină să-mi spun, dar de ce nu mi-ai pus ștergar de culoare care îmi place mie? El până da. A venit, până a semnat contractul cu tine, a scris un rider, așa cum este el, pretențios, mai puțin pretențios, bine, mai simplu. Dar noi vorbim în cazul revistelor da. Sau în cazul concertelor, într-adevăr. În cazul concertelor există riderul unde scrie, te rog, ce vrei să obții și asta este. Ori eu înțeleg o vedetă care vine la un moment dat și din pricina la două starlete care se estimează prea mult, îi se întârzie repetiția? Unui om cu adevărat o personalitate, să spunem, scenică, îi se întârzie repetiția cu 45 de minute și asta vine și spune, oameni buni, nu vă supărați. Eu nu sunt un începător ca să-mi permit să stau 45 de minute sau o oră să aștept rândul la microfon. Deci dacă ați întârziat, atunci mă așteptați pe mine și după asta repetați până nu mai puteți voi. Deci acest gen de pretenții profesioniste sau dacă nu vin regizorii sau scenografii pregătiți sau dacă machioza nu este la timp, aici eu înțeleg, ține de exigențele profesiei. Ori mofturi din astea să te dai mare și tare, mie mi se pare un pic aberante din simplu motiv că nu dau bine la oameni. Poți să fii cea mai mare vedetă, dar în momentul în care te-ai comportat ca un bădăran, ești taxat de două ori mai tare, mi se pare, decât un om simplu. Nu, este adevărat. Nu știi, oamenii sunt foarte toleranți cu mofturile vedetelor, știi? Dar cred că Moldova nu prea sunt toleranți. Nu, mie mi se pare că și la o nuntă, dacă vine o vedetă locală și a ieșit un pic din pepeni, omul până la urmă îi spune, auzi, dragă, eu ți-am plătit să cânti. Ai o sumă pe care ai cerut-o, mai sărăcit înainte de nuntă, te rog frumos, microfonul și... Există un mare defect în ceea ce privește pregătirea profesională a jurnaliștilor și nu ține de fapt de școala pe care au făcut-o, dar de un orgoliu, că jurnaliștii sunt și ei cu orgoliu.
Ce își închipuie un student când se duce la facultatea de jurnalist că va face începând cu prima zi când va ieși de pe ușile acestei facultăți? Televiziune, va face Ok, televiziune e una, da. Că va vorbi cu vedetele. Ori și vedeta cere să vii pregătit, să ai o ținută, să ai o ținută, zic, ca persoană, o verticalitate, să nu te piseze așa cu personalitatea lui. Și de aici apare diferența asta de tratare. Știi ce? Mi-a venit o puștoaică, nu știu, care cum poți să auzi de multe ori. Puștoaică dacă este pregătită. Da, eu zic de puștoaicele nepregătite, nu, nu zic de alea pregătite, dar sunt foarte multe cazuri. Ah, eu sunt jurnalist. Orgură de ce nu vrei să-mi dați un interviu? Tupeu, da, tupeu, da. Și atunci zici, măi, mi-a venit o puștoaică, nici n-am înțeles ce a vrut să-mi spună, uite, am un interviu publicat, am luat gura căscată. Cel mai trist este când ele idei n-au de domeniu despre da. Care vorbesc și pun întrebări. Și atunci apar tot felul de informații din astea ieftine despre vedete. Că, de fapt, cu fiecare om, dacă știi cum să discuți, poți să scoți din el, nu că o informație, dar o istorie firească. Da. Și din orice domeniu, poți să scoți o istorie extraordinară de la o femeie care a lucrat toată viața ei undeva la o fabrică și nu are nimic cu VIP-ul și nimic cu e o personalitate pentru copiii ei, dar știe să povestească, știe să vorbească, dacă știi cum să o întrebi. Și din potrivă, poți să stai cu o personalitate de talie internațională, cu laureat al premiului Nobel, dar dacă tu ești știi mai mult nimic decât zero, ce saltul, n-ajungi acolo, stai liniștit. Vreau să știu ce se întâmplă mâine. În sens că nu tu, dar cel care nu este pregătit. Scuze. Jurnalistul era prost. Da. Ce se întâmplă mâine dacă dispare televizorul și dispare presa și dispare radioul? Se întâmplă cum nimic. Se mediatizează lumea noastră? Vedete au fost întotdeauna. Începând cu Louis al XIV-lea, care avea suita lui de artiști. Începând cu Cleopatra. Așa, dar tot cei mai aproape așa care au început să îi îmblânzească. Deci, ca să fie clar, acest fenomen de suită, în sensul bun al cuvântului, a existat întotdeauna. Și nu degeaba starurile adevărate au fost susținute întotdeauna de stat. Dacă ne amintim istoria noastră quasi-recentă sovietică, păi, de fapt, starurile au fost întotdeauna persoane care au fost asigurate cu ieșire în străinătate, cu o anumită doză de... Anumite staruri și anumite da. Personalități și anumiți scriitori. Deci, sau erau cei care erau aserviți puterii, sau erau cei incontestabili. Pentru că exista un șir de vedete incontestabile pe care, indiferent de poziția pe care o aveau, trebuia să-i respecti. Da? Și asta se întâmplă în toate societățile și este normal. Pentru că nu există numai partea seacă, directă a vieții, politicul, economicul. Există și partea frumoasă a vieții, ori partea frumoasă depinde foarte mult de cei care fac politică și care fac economie, da? Am impresia că Rosalina vorbea de altceva, de exemplu, despre vedetele de televiziune care în momentul în care nu mai ies despre la sticlă, fabricați, ele de cei fapt care... dispar. Dar nu e vorba de fabricat, în general statutul de vedetă. Ce a fost Teo? Teo a fost zeificată, mitizată, adorată de toată lumea. Și zicea lumea nu să existe nimeni care să o înlocuiască. Da. Acum foarte ușor a înlocuit-o. Teo nu apare la sticlă, gata. Unde este Teo? Nu este. A dispărut Lucian Mândruță de la un canal, s-a dus la alt canal cu alt auditoriu, nu mai este acel Lucian Mândruță. De vorbit de cineva de aici... Păi dar nu poți fi VIP pe viață, nu te naști VIP și nu mori VIP. Nu, n-ai dreptate. Depinde de parastas, depinde la ce mărită parastas. Depinde cât ai investit în parastas, știi? Așa că... Dar eu vreau să zic că pe noi ne duce capul foarte bine să și criticăm. Cred că aici se descurcă oricine de minune. Și este foarte important cum să aduci critica. Este critică constructivă și este critică destructivă. Astfel încât dacă ții la persoana dată, adică pentru tine contează ca persoana să facă față situației, neapărat o să pui umărul, o să o susții și o să-i adresezi astfel obiecțiile pe care le-ai ascultând-o, încât să o faci, să o ajuți să crească pe plan profesional. Acum da, televiziunea și radio sunt niște motoare de promovare a vedetelor, dar odată cu dispariția lor vor fi găsite alte metode. De ce tot timpul se discută că la noi nu sunt vedete, că nu sunt personalități, că nu sunt VIP-uri, că nu știu ce. La capitolul vedete, într-adevăr, ar fi o problemă pentru că vedeta presupune un anumit statut de inaccesibilitate. Ea este undeva
Ea merge cu niște mașini luxoase, cu astea, sticlele în fumurii, ea este cu bodyguards, este înconjurată, casa este păzită, respectiv, ea apare deja ca ceva supranatural, ca ceva supraom, ca o... În cazul vedetelor noastre, ele într-adevăr sunt foarte talentate, într-adevăr sunt... Cum să zic, merită toată atenția, dar din cauza că le întâlnești la piață cumpărând legume, din cauza că săracele, multe dintre ele, nu au nici măcar mașină și merg cu transportul public, din cauza că își așteaptă salariul, respectiv, ăsta e și statutul pe care îl au. Da, adică... zicea Inesa Stratulat odată într-un interviu pe care l-am realizat cu ea, că zicea, uite, asta e marea problemă, ca să poți să vii și să cultivi... ascultătorului tău un anumit gen de muzică, un anumit gen de comportament, tu trebuie să fii undeva departe. Nu, deci să fii un pic glacial, așa. Uite scena și uite spectatorul, cu toată stima și respectul, eu rămân acolo, dumneata rămâi aici. Ori cântatul în restaurant, cântatul la nuntă, aduce vedeta foarte aproape. Poți să o pipăi, poți să-i spui niște vorbe, fiind un pic mai beat sau așa mai departe. Mi-amintesc un interviu pe care l-am privit cu Oleg Basilașvili la unul din posturile televizate ruse, când a spus niciodată în Rusia, când era el copil, nu îndrăznea nimeni să urce pe scenă și să dea flori actorului. Florile se puneau pe scenă pentru toți actorii care au fost în spectacol. Deci omul nu își permitea să iasă pe scenă, era o chestie sfântă. Ori acum este o metodă de a te face văzut la cameră, da? Uite, ai văzut dacă copilul meu a dat flori, așa frumos. Deci asta e diferența de mentalitate, de fapt. Eu acolo pe scenă, marele, și eu spectatorul. Pe final de emisiune eu m-am încurcat și mai mult, am venit mai încurcată decât, o să plec mai încurcată de la emisiune decât am venit, pentru că eu făceam totuși o mare diferență între o personalitate și o vedetă. Mi se părea că personalitatea nu o să plătească niciodată un interviu, pe când una, ca să fie vedetă, o să-și plătească interviurile ca să fie cineva. Și acum, pe final de emisiune, o să merg către cineva care... Eu când l-am invitat i-am zis, pentru mine ești cel mai cumint interpret pe care eu îl cunosc. De obicei nu faci scandaluri, nu prea îți place să bați cu piciorul în ușă atunci când scrii o piesă și nu știu de ce lumea își amintește cam rar de tine, la care el zice, apropo, am scris o piesă nouă și nu o cere nimeni. Păi nu o cere pentru că e nouă și nu știe lumea, așa că o să facem și o lansare în seara asta. Mai mult decât atât, o să-l întreb pe el dacă se consideră o persoană publică sau dacă faptul că are talent l-a scos în evidență. Nu o să spun prea multe despre dânsul, o să-l las pe el însăși să vorbească despre propria sa persoană. E vorba de Serge Cuzencov. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Indiferent de domeniul de activitate pe care îl ai tu, în primul rând trebuie să fie omănos, ca să zic așa, cu majuscula, da? Și trebuie să ai simțul, un simț al tactului, ca să zic așa, știi? Meseria care presupune o activitate publică este tot o meserie ca toate celelalte, știi? Și nu ești tu creat dintr-un alt fel de aluat, îmi cer scuze, dar și principesele merg la toaletă, știi, chestia asta? Și ar trebui să te comporți cu oamenii așa cum vrei să se comporte ei cu tine, știi? Și sunt foarte împotriva pretențiilor pe care le au vedetele. Cât timp ai muncit tu până ai ajuns să te sune lumea să te cheme la concerte și la interviuri? Cât timp a trebuit să treacă până când Sergiu Cuzencov, pe care nu-l cunoștea nimeni, a ajuns Serge Cuzencov cu 2 de F ca să-l cunoască lumea? A trecut ceva timp, știi, dar nu știu, nu pot să zic, nu am stat să memorizez aceste lucruri, creștem în continuare, ne perfecționăm în continuare, știi, și mai e lor de multe realizări. Acum când te așezi la un interviu, ești mai sigur pe tine? Îți mai aduce aminte de primul interviu pe care l-ai dat cuiva? Da, sigur, dacă mi-amintesc bine și mi-amintesc bine, a fost de fapt tot aici, tot la Moldova 1, s-a întâmplat lucrul ăsta vreo 5 ani în urmă, era vorba despre Bună Dimineața atunci, știi? A fost prima apariție televizată pe care am avut-o vreodată, știi? Și da, aveam un pic de emoții, credeam că o să fie ceva, nu știu, ceva strașnic, dar după m-am liniștit și am zis că e ok și îmi place chestia asta. Acum îți place să fii vedetă? Nu e o chestie de vedetă, știi? E o meserie pe care o am.
Și faptul că îi se atribuie și o conotație publică e un atribut al acestei meserii pe care o ai, știi? Și nu fac ceea ce fac de dragul de a fi vestit, cunoscut sau recunoscut. O fac pentru că îmi place mie și mi-aduce o deosebită plăcere. Acum spui tu, dar materialistul de mine spune că dacă nu ai fi cunoscut, nu ai câștiga și bani pentru asta, iar dacă nu ai avea bani, nu ți-ai permite să te îmbraci cum îți place, să mergi în localurile pe care ți le dorești și să fii la înălțimea așteptărilor tale. Că doar cu talentul astăzi, pe degeaba nu prea cânti. Trebuie neapărat să fii cineva ca să-ți mai ceri și onorarul corespunzător. Nu ziceam că nu e bine să fii cunoscut. E foarte bine să fii cunoscut, fiindcă este un atribut al meseriei, da? Dar nu ziceam că ceea ce fac eu fac pentru a fi cunoscut, știi? Adică faptul că ești recunoscut este de fapt un ajutor, nu zic ajutor, dar este totuși un atribut, da, al meseriei tale. Bun, eu am zis că ne cânti o piesă nouă, pentru mine este nouă, poate lumea undeva a mai auzit-o, cel puțin la mine o să fie în premieră și vreau să-mi spui despre ce e vorba. Da, este cea mai recentă piesă pe care am înregistrat-o și apropo este tot despre un VIP. Țin minte că când eram copil micuț așa, mergeam pe sub masă, o auzeam piesa. Este vorba despre grădina lui Ion, în interpretări diferite, știi, și a Sofie Rotaru și a lui Ion Soruceanu și a Mirabelei Dauer. Eu reușit să fac din acest Ion într-adevăr un VIP, o persoană, știi, recunoscută de toată lumea. Iar piesa pe care o voi interpreta astăzi este un pic schimbată, știi? Este o întrebare a ce este Ion, de unde vine el și cu ce se mănâncă. Cam asta am încercat să zic prin această piesă și o să le aduc și la cunoștința telespectatorilor. Să mergem să ne audă toată lumea. Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva ce mă frământă de foarte mult timp. Hei! Ioane, Ioane, de mult mă întrebam. Ioane, Ioane, răspuns nu mai răseam. Cine ești tu? Că toată țara mea cântă într-una despre dumneata. Ioane, Ioane, de ani și ani mereu. Ioane, Ioane, întreb sufletul meu. Cine ești tu? Că toată țara mea somnul-și pierde după dumneata. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Să știe ce nu e de aflat. Cine ești tu? Că toată țara mea cânte zilnic pentru dumneata. Ioane, Ioane, copilăria mea e dusă, i-a pusă, n-o mai întorc cumva. Dar într-una mă-ntreabă inima dacă te voi întâlni cândva. Hai, Ioane, intră-n joc! Păsările dorm, toate păsările dorm. Numai una n-are somn și zboară din pom în pom, tot strigându-l pe Ioan. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, mă
dacă tot lumea îl aplaudă pe Ion, l-am aplaudat și noi în seara asta. Atât pentru astăzi, ieșiți în avanscena propriei voastre vieți, simțiți-vă vedete atât cât vă permite inteligența și simțiți-vă bine în pielea proprie. Și nu uita, femeie, fii pur și simplu femeie. La revedere!